Bună ziua, bine v-am găsit la analiza euro-dolar bazată pe acțiunea prețului. Acesta s-a consolidat ușor peste 1.2972, chiar în preajma nivelul 1.30, care a acționat ca suport înainte și sub nivelul 1.3023, o rezistență locală care și a fost testată înainte de câteva minime, în urma unei consolidări care a ținut aproape 10 zile. În momentul acesta, dacă va reuși să închidă peste 1.3023, ne putem aștepta la o continuare a mișcării ascendente către 1.3041 sau poate chiar către maximul zilei de la 1.3083. Pe de altă parte, o alunecare înapoi la 1.2970, poate chiar o închidere sub acesta mai degrabă, ar duce prețul ceva mai jos către 1.2950 sau chiar către 1.2900. În zona unor foste minime, iar un alt suport pe lângă cel de la 1.2900 ar mai fi 1.2879, testat în trecut de mai multe ori și ar putea fi un suport chiar ceva mai important pentru evoluția următoare. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare!